Poate că ați observat, poate că nu. Poate că ați observat, poate că ați observat, poate că da, poate că nu. Dar disperatul acela slăbuț care o teroriza la modul romantic pe blonda aia ciufulită s-a întors în reclamele la telefonia roșie. Știți poreclele alea care te bântuie gen grasul, chiar dacă nu mai ești gras? E, la mine e Paul Maximus. Da, mă, la mă, Paul Maximus, nu? Încă se întâmplă des, dar eu știu că pot face și alte 1000 de roluri tari. Paul Lipata, actor. S-a întors și face parte din categoria românilor care au inițiativă. Toată lumea își laudă copiii că sunt cei mai deștepți, dar ei noștri chiar sunt. Amândoi olimpici la matematică, iar cu asemenea pasiuni, cam au nevoie de net tot timpul. În fine, nu asta e important. Important este că românii au inițiativă și au povești de succes. Povești reale pe deasupra. Pentru că reclamele, exact ca și horoscopul, nu minte. Reclamele nu minte.